pagina 6. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru harul deosebit primit de la Domnul, merită ca el să fie lăudat în veci. Amin. Sunt din nou la Dumnezeu. Răveni. O bucurie pentru mine și soția mea, Andreea. Este un lucru frumos să fim aici. Mă gândeam astăzi că probabil n-am apucat să predic la Dej, unde păstoresc, cât am predicat la dumneavoastră. Am slujit de multe ori aici, îmi face plăcere să văd această biserică plină, să văd lucrarea Domnului. Cred că nu mai mare bucurie decât să vezi că ceea ce predici se pune în practică și ultima oară am predicat despre daruri și astăzi frații au lucrat cu daruri. Domnul să-i binecuvinteze! Nu venim să vorbim doar ca să ne arătăm în cine suntem, nu venim să vă aducem lucruri interesante, vrem să vedem rod dat de cuvântul lui Dumnezeu în poporul Domnului. Slavă Domnului! O binecuvântare de copii. Un lucru frumos, iarăși zic, n-am văzut de mult patru familii la binecuvântare, copiii sunt tot mai puțini, dar ne bucurăm că Dumnezeu a cercetat câteva familii și a dat câte un dar acestor patru familii, de la început zic Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei patru, toate familiile, toate mamele, tații care sunt aici, slavă Domnului și pentru copiii care ne dă, care sunt un dar de la Dumnezeu. Mă gândeam și la un alt aspect, că sunt nouă luni de când a început pandemia și poate că și pandemia asta duce un rod, ne-a obligat statul să mai stăm pe acasă și mă aștept să fie mai multe binecuvântări de, din decembrie începând. Lăuda să fie Domnul că în o rău un bine. Vreau să predic în această zi despre un om al lui Dumnezeu, despre care predicăm mai puțin, pentru că în Biblie găsim doar câteva versete. Doar câteva versete. Predica de astăzi nu o să se bazeze pe puncte, așa cum suntem învățați la școlile omilietice. Predica de azi se va baza pe câteva întrebări. Și acum, o întrebare pentru toți tinerii, pentru copii, mai ales, ce știm? despre Enoch. Cei mai mulți ar răspunde, a, Enoch e cel care a umblat cu Dumnezeu. Și zic eu, adevărat, dar incomplet. Mie Biblia nu-mi dă voie să pun punct unde vreau. Trebuie să pun punct unde Biblia pune punct. Biblia nu spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Acolo apare un și. Despre șiul ăsta vreau să vorbesc în această seară. Da? Haideți să proiectăm, dacă se poate, acel verset. 22 din Geneza 5. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu și a născut fi și fiice. Despre Enoch asta nu prea spunem, ca și cum doar viața lui spirituală, doar lucrarea pe care a făcut-o, profeția din Iuda, atât. Nu, 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 dincolo de slujirea lui găsim că Enoch a avut fi și fiice. Acum tot pentru copii îndrăznesc să pun o întrebare, E adevărat că ai noștri copii acum fac școală online, dar mă gândesc că încă mai fac matematică. Poate să-mi spună un copil, dar poate fi și de la liceu, câți copii au avut Enoch, după text, deci nu facem să facem matematică pe textul citit. Câți copii au avut Enoch? Știe vreun copil? E simplu, din text. Cei mari, ce zici? Câți copii au avut Enoch? O cifră. Păi hai să ne uităm la text, n-aveți curaj. Se pare că școala online nu dă rezultate. Sau nu mai, umblă, nu mai stați voi online, nu puneți poza acolo. După nașterea lui Metusala, da, primul copil, Enoch a avut fi la plural, câte asta? Cel puțin doi. Și fi ce la plural, cel puțin doi. Deci câți copii? Cel puțin cinci. Enoch a umblat cu Dumnezeu și a avut o familie frumoasă, cel puțin cinci copii. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, aș vrea să vorbesc acum despre umblarea cu Dumnezeu în familie. Pentru că și eu ăsta din textul biblic mă obligă să văd ceva. Enoch a umblat cu Dumnezeu și a avut fi și fiice. Adică a umblat cu Dumnezeu în mijlocul casei lui. Binecuvântat să fie Domnul. Nu avem voie să separăm umblarea cu Dumnezeu de viața de familie. Enoch, dacă mă uit atent. E un Sfânt mai aparte, în Sfânta Scriptură apar doar doi Sfinți care au fost atât de pocăiți, zicem noi, încât Dumnezeu i-a răpit la cer de vii. Da? Enoch și Elie. Asta știu copiii. Însă între Enoch și Elie este o diferență mare. Când mă uit la Enoch, văd un alt fel de Sfânt. Elie este genul de om foarte, foarte singuratic. Nu s-a căsătorit, nu găsim asta în Biblie a fost genul de sfânt cu barbă, încins cu o piele de păr de cămilă, nu? Cu o curea la mijloc, așa puțin cam sălbatic. Când întreba o de acolo, zice, dar cum arăta? Păi era un om îmbrăcat așa, așa, cu o haină de păr și cu o curea. Zice, a, ah, era Elie. Era cunoscut după stilul lui nonconformist. Ăsta era sfântul ăla de care ți era frică să te întâlnești cu el. Tunașă fulgera. Când se supără odată Ilie într-o împrejurare, coboară foc din cer și mor 50, după aceea, încă 50. Era groză, era sfântul ăla un pic sălbatic, un pic supărat, așa. Enoch, în, în schimb, îi sfântul căsătorit. Și dacă pentru noi imaginea asta... Nu știu de ce, noi românii înclinăm să avem perspectiva asta. domne, sfântul trebuie să fie ca Ilie un om așa supărat, pucăit, conservator, puțin și nervos la amvon, tai și spânzură, coboară foc din cer, da, domne, ăsta e sfânt. Sau sfântul ăla un pic mai izolat, sfântul din mănăstire. Poporul român vede sfinți pe cei care se retrag în mănăstire, își lasă barba lungă, să retrag din viața asta. Domne, da, domne, ăștia sfinți, se roagă acolo, non-stop în mănăstire, profet cu tare. Așa zic oamenii. Dar găsim astăzi în Biblie un alt fel de sfânt. Îl puteți imagina pe acest sfânt venind acasă cu flor la neva? Da, măi, ăsta e sfânt. Sfântul care se joacă cu copiii pe covor. Sfântul care le spune povești la culcare. Sfântul care stă cu copiii și povestește. Eu cred că România are nevoie de astfel de sfinți. Amin? Sfântul în familie, sfânt cu soția lui, sfânt cu copiii lui, că e plină lumea de sfinți izolați în mărăstiri, da? de oameni care sunt foarte izolați de biserică, numai ei îți Ne cheamă Dumnezeu să învățăm ceva de la ei nou, că Dumnezeu vrea să umblăm cu El în familiile noastre. Că nu putem separa slujirea noastră de viața de familie. Din potrivă, Sfânta Scriptură ne spune foarte clar un verset din care noi păstorii nu prea predicăm pentru că e foarte greu, în 1 Timotei capitolul 3 cu 5, greu text, îl citesc cu durere, îl citesc cu emoție pentru că încă copii, spune cuvântul și dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Dacă nu umblu cu Dumnezeu în familia mea, cum voi umbla cu Dumnezeu, cu biserica? Cum îl voi sluji pe Dumnezeu? Cum voi predica altora? Cum voi putea să vorbesc despre Dumnezeu dacă eu în casa mea nu trăiesc cu Dumnezeu? Domnul să binecvinteze familiile slujitorilor. Umblarea cu Dumnezeu, frații mei, trebuie să fie în primul și în primul rând în familie. Vă aduceți aminte că atunci când eram noi la școală, nu știu cum este acum, am rupt conexiunea cu școlile, era teza. Puteai să fii de 10 în timpul trimestrului sau a semestrului, dacă la teză luai 4, erai corigent. Cu 10 dacă erai. Teza. Teza făcea că toate notele din timpul semestrului. Eu cred, dragii mei, cu tărie, că teza pocăinței unui om este comportarea lui în familie. Poți să fii de 10 la predică, poți să fii proroc de 10, poți să fii de 10 la evangelizare, poți să fii de 10 în comitet, dacă acasă ai nota 4, din punct de vedere al Dumnezeu, ești corigent. Cum vei putea să slujești în biserică, întreabă cuvântul, dacă nu știi să-ți cărmuiești casa? De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre și nu uitați, titlul acestei predici, Umblarea cu Dumnezeu în familie. În Sfânta Scriptură nouă ni s-au dat, ni dat două mandate foarte importante. Da? Poate sună așa sofisticat, așa le numesc teologii, le traducem ca să înțelegem toți oamenii. Există mandatul cultural, așa îl numesc ei, adică marea însărcinare din Geneza. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Este primul mandat. Frați Pentecostal, suror dragi, Biblia nu începe în cartea faptele apostolilor. Biblia începe în Geneza. Tendința noastră a Pentecostalilor este să spiritualizăm foarte mult. Dom'le, lucrarea Duhului Sfânt, mergem cu tare, predicăm, misiune, să se oamenii, foarte bine. Dar Biblia nu începe acolo. Biblia începe unde? În Geneza. Și cât aș fi eu de spiritual, eu nu am voie să sar peste geneza. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Este primul mandat primit de oricine. De aceea predicam eu și cu altă ocazie, poate și aici, că nu avem voie să sărim peste legile naturale, legile din tâi. Nu avem voie să sărim peste ceea ce spune în Geneza, direct în Cartea Faptelor, direct la lucrarea Duhului Sfânt, neglijând niște legi pe care Dumnezeu le-a dat înainte de legea lui Moise, înainte de legea Harului, înainte ca să fie orice sistem religios, când Dumnezeu a creat omul, trebuie să le respectăm. E ca și cum un penticostal ar sări de la etaj și ar sfida legea gravitației, zică, măi, dacă am Duhul Sfânt, sigur o să zbor. Zboară un penticostal care s de la etajul 10. Păi, nici să nu încercați. Pentru că înainte ca să fie Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt, există o lege a gravitației din geneza și trebuie să ținem cont de ea, da? Nu sărim. Înainte ca să avem al doilea mandat marea trimitere, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, propovăduiți, vindecați bolnavii. Avem acest mandat cel din tâi, mandatul lui Dumnezeu cultural. Toți trebuie să avem familii, cu excepția celor care sunt fameni. Cum păstrăm în echilibru mandatul cultural și marea trimitere? Noi, fiecare în parte, o întrebare la care este bine să medităm. Există două extreme în biserică. Unii zic, Domnule, marea trimitere, lucrarea Duhului Sfânt, predicarea Evangheliei, evangelizarea, dar neglijează cel din tâi. E o extremă. Unii merg până acolo încât spun, Domnule, nu vreau să fac copii. Om, eu am o chemare înaltă. Eu vreau să fiu slujitor, vreau să fiu misionar. Unii chiar spun asta. Chiar sunt organizații care nu te angajează ca misionar dacă ai mai mult de doi copii. Ce nebunie! Vreau să spun clar și lămurit. Unii tineri, acum vorbesc familiilor tinere, carieriști, nu fac copii. Că vezi, Doamne, sunt chemați de Dumnezeu să fie medici. Oameni, medic, am o vocație să ajut oamenii. Păi nu poți să fii și medic, să ai și cinci copii. Ca tare, îi neglijează mandatul din tâi și se focalizează pe o carieră, pe un business, pe lucrare, chiar culmea, știi? Lucrare în loc de familie. Vreau să spun lămurit, ca unul care sunt chemat să slujesc biserica, nu există nici o excepție la mandatul cultural. Poți să fii medic, poți să fii păstor, poți să fii misionar, poți să fii orice Nu ești, iertați-mă, buricul pământului. Tu trebuie înainte de orice să ai familie și să ai copii. Dacă Dumnezeu nu dă, e suveranitatea Lui, însă dacă Dumnezeu dă, noi trebuie să-i primim, să-i iubim și să-i creștem pentru slava Lui Dumnezeu. Nu cred, frații mei, repet, că există vreo meserie atât de nobilă, că există vreo chemare atât de înaltă, încât să primești excepție de la chemarea de a avea fi și fiice. De aceea zic Dumnezeu să binecuvinteze familia. Predic lucrul acesta ca un păstor care sunt puțin frustrat când văd cât de puțin copii se mai nasc în biserică. Noi tot vorbim despre crize spirituale, crize de autoritate. Oameni, ce vine? Una dintre primele crize de care se va izbi Biserica Pentecostală în viacul 21 este criza demografică. Adică, frații mei, de unde să scoată Dumnezeu păstori? De unde să scoată Dumnezeu proroși dacă nu mai sunt copii? Să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să cloneze, să facă El ce ar trebui să facem noi. Criza demografică va fi o criză grozavă. Într-o biserică eram acolo, și copiii să gândesc eu, copiii bisericii să vină în față. Era și mama în biserică, a fost tulboază, măi, o ieșită în față copii, că dacă ieșam eu cu ai mei, mai mulți eram noi decât toată biserică. 20 de copii într-o biserică. Deci eu cu neamul meu, că am făcut singur mai mult decât o biserică întreagă. Sunt biserici în care școala duminicală este o caricatură, că nu mai ai pe cine să înveți. Spun asta în contextul în care spunea mai devreme generația tânără, sare peste mandatul cultural, unii greu mai trec de pragul ăsta critic, unul maxim doi, și spuneam și cu alte ocazii, dacă s-ar putea unii să ar face jumătate de copil, dar nu se poate. Dumnezeu să ne cerceteze. Chemați să avem familii. Enoch, sfântul ăsta, nu a fost atât de mare încât umbla pe nori cu Dumnezeu, numai la rugăciune, a avut fi și fiice. Și a crescut, vom vedea, pentru slava lui Dumnezeu. Altă extremă, și asta o găsim în biserică, mă vreau să dau totuși un exemplu, două din istorie, Mă uitam în istoria creștină la oamenii mari ai lui Dumnezeu, pentru că unii spun din nou, cred că nu se poate și slujire și familie, nu se poate. Mă uitam la Martin Luther, marele reformator, a revoluționat Germania. A făcut o lucrare cum puțini au făcut, a fost ca, dacă vreți, președinte de stat. Germania s-a rupt în două, a fost lider, a fost lider religios, a scris cărți și azi în cărțile lui. A fost un mare teolog, a fost un mare reformator și a avut șase copii. Cum de unii au putut să facă și teologie, să aibă, dacă vreți, și funcție politică, să fie oameni ai reformei și să aibă și familie. Cum de noi nu mai putem? Îi prea mult, domnule, și vocație, și slujire, și muncă, și familie. Și tăiem din ce mai important, familie. William Booth, cel care a creat sau a reformat biserica și a creat acea biserică, a inițiat mișcarea Salvation Army, Armata Salvării. A avut opt copii. Veți fi surprins să aflați că unii din mari lideri ai lumii, care sunt cunoscuți pentru realizările lor în sfera aceasta a religiei sau a politicii, au avut familii mari. Și nu vreau să merg neapărat mult în istorie, mă gândesc mereu la tatăl meu, crescut aici, aproape la Buceștia. Cum a putut să fie și păstor? și inginer și încă este, și să crească 13 copii. Așa cum sunt ei, sunt toți în biserică. Slavă Domnului! Generație tânără, te cheamă Dumnezeu să înțelegi că n-ai voie să sari peste mandatul acesta. Creșteți, faceți familii, căsătoriți-vă și faceți copii. O altă extremă, în biserica modernă, Oameni care pun accent numai pe asta. Am auzit mereu, rostindu-se așa cu emfază, frate, eu nu sunt cu slujirea. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Rest, nu mă interesează. Cealaltă extremă, numai familia, doamne, să ai copii mulți, dar pe mine nu mă interesează implicarea în împărăția lui Dumnezeu. Repet, familia și vocația, chemarea de a-L sluji pe Dumnezeu și împărăția Lui nu se pot separa. Și nu este bine să mă implic doar în familie și să nu-mi pese de biserica Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să păstrăm ambele mandate în echilibru. Amin? Domnul să binecuvinteze fiecare familie din biserica din Dumnezeu. Și implicare în biserică. Mă gândeam la familia mea, Că toate amintirile noastre, ale mele, ale soției mele, sunt legate de biserică. Tot. În biserică ne-am întâlnit, în biserică ne-am văzut, în biserică ne-am căsătorit, de atunci tot în misiune suntem. Toate amintirile noastre frumoase sunt legate de curțile casei Domnului. Și da, nu cred că Dumnezeu ne cere atunci când avem copii să o lăsăm mai moale cu slujirea. Nu știu câți copii au fratele Luculescu, dar că au vreo 16. Și poate proroci, poate. Există genul ăsta de tine, domne, când s-au căsătorit, gata. Intră în anonimat. Până atunci, cânta sora, solistă, la cor, tineret, când s-au măritat, zici că au dispărut. Vorbea cineva despre un anunț, zice, caut, uh, caut uh, femeie dispărută, în în ziar, spunea cineva, Ultima oară au fost văzută la întâlnirea de tineret și s-a căsătorit. Da. Unii dispar după nuntă, efectiv în anonimat. Dom'le, eu și casa mea muncim, facem copii și lasă că slujirea pentru cei tineri nu e adevărat. Dumnezeu când ne cheamă, ne cheamă să ne ducem slujirea până la capăt. Și căsătoria ar trebui să intensifice chemarea, să ne dea mai multă autoritate și greutate, pentru că energia nu mai este focalizată pe căutat băieți și fete, ci suntem concentrați pe lucrarea lui Dumnezeu, căsătoriți fiind și fericiți în familie. Binecuvântat să fie Domnul. Mai pun o întrebare. Da, prima întrebare. Cine a fost Enoch? ce știm despre Enoch? Enoch a umblat cu Dumnezeu și a născut fi și fice. A doua întrebare. Hai să ne uităm la text. Când a început Enoch să caute pe Domnul? Când a început Enoch să umble cu Dumnezeu? Cei mai mulți dintre noi presupunem că Enoch a umblat cu Dumnezeu toată viața. Dar Biblia nu spune asta. Știți când a început să-l caute Enoch pe Dumnezeu? La vârsta de 65 de ani. Scriptura este onestă și ne spune că de fapt acest om al lui Dumnezeu n-a fost un sfânt din totdeauna. Omul acesta a avut parte de ceea ce noi numim convertire Până la 65 de ani, Enoch nu a umblat cu Dumnezeu. Enoch a început să umble cu Dumnezeu în urma unei transformări care a avut loc în viața lui. Dacă sunt aici oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, aș vrea să vă spun că întâlnirea cu Dumnezeu dă sens vieții. Nu este o seară de evangelizare. nu mi-am propus să vorbesc despre asta, însă nu uitați, și în viața lui Enoch a avut loc transformarea, întâlnirea cu Dumnezeu. Și dacă până acum nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, te chem din toată inima să te împaci cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu, că nu e nimic mai frumos decât să umbli cu El pe pământul acesta și apoi să te ia în slavă. Să fii cu el pentru o veșnicie, glorie Domnului. Viața fără Dumnezeu nu are rost. Enoch n-a umblat cu Dumnezeu din totdeauna. Enoch n-a fost un sfânt. Biblia este sinceră cu noi. Omul acesta a fost ca oricare altul. Însă, la 65 de ani, ceva se întâmplă în viața lui. Și acel ceva, mă rog, să se întâmple și în viața ta. Și vei vedea ce frumoasă este umblarea cu Dumnezeu. Ce frumoasă este viața în care e prezent Dumnezeu. Totuși, ce s-a întâmplat la 65 de ani? Ce mă surprinde pe mine este că, de fapt, Enoch nu s-a împăcat cu Dumnezeu, nu are, nu are, parte de o transformare în urma unei vedenii. Mă uit în Biblie și nu văd nicio vedenie. Nu îi se arată niciun înger. Nu se aprinde nici da, o tufă ca la Moise, un foc, un înger, o voce, un trăsnet, un proroc Nimic. Știți ce are loc la 65 de ani? Lui Enoch îi se naște primul copil. O transformare interesantă. Înțeleg de aici că nașterea copiilor în familia noastră ne transformă. Fie în bine, fie în rău. Și te întreb pe tine, ce transformare au adus copiii în viața ta. În familie, influența e reciprocă. Noi suntem chemați să modelăm copiii, dar interesant, și copiii ne modelează pe noi. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a luat un copil, l-a pus în mijlocul lor și a zis, învățați de la... Dacă nu vă veți face ca el, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Se pare că și noi, cei maturi, avem ce învăța. Și cum te învață un copil? anumite lucruri nu te învață nimeni. Dar adevăr să știți că copii aduc schimbare. Vorbeam cu cineva despre familie, despre copii. Mă a întrebat câți copii am. Mi-am spus că noi nu avem copii. Ne-am dorit din prima zi, dar nu avem. Domnul nu dat încă niciunul. Îl așteptăm pe primul și credem că va veni. Avem credința aceasta. Mi-am amintesc că eram undeva într-o biserică în Israel și cineva s-a rugat așa tare, l-a pus să se roage la final pe un frate, frate, Doamne, ne rugăm și pentru fratele Emi, care o ținut copilul în brațe la binecuvântare, ținusem un copil, Doamne, te rog să-i dai un copil. Și unul din spate o strigat, nu, nu, zece. Și am zis, amin. A fost un frate mai îndrăzneț. Și povesteam cu acest frate din porno și spuneam, măi, dar câți copii? El avea vreo cinci. Și zicea el, Emi, ești tânăr până îți vin copii. Nu m-am gândit la această definiție niciodată. Și chiar mă gândeam că era mai bătrân decât el, da îl percepeam ca fiind mai serios și mai în vârstă, că avea copii mulți. Să știți că, într-adevăr, copiii aduc o transformare fantastică în, în familie. Mă uitam la viața noastră, eu și Andreea, de 8 ani, e cam prima zi. Pot să spun că trăiesc de 8 ani luna de miere. Parfumurile sunt acolo și nu le trage nimeni jos. Toate sunt la locul lor, nimeni nu trage, nimeni nu mă zgălește. Viață exact ca acum 8 ani. Suntem tot acolo la romantismul ăsta din prima lună. Când se naște un copil, familia se schimbă. Enoch a fost transformat de nașterea unui copil în familia lui. Atunci când Enoch a ținut prima dată în brațe un fecior, acea mogâldeață umedă și caldă, mică, ceva în inima lui s-a rupt, ceva în mintea lui s-a schimbat, o zis, de astăzi sunt tată. De astăzi trebuie să umblu cu Dumnezeu. De astăzi voi fi un exemplu pentru copilul acesta. Ce va vedea copilul acesta în viața mea? Și acolo are loc un hotar în viața lui Enoch. Când se naște primul fecior. Și când adevăr mă uitam așa în viața, în jurul meu, cât de mari schimbări fac copiii în viața noastră. stiam cu un prieten și spuneam, măi, soția mea dormea tun.” Nu auzea nici ceasul când suna dimineața. Măi, când s-a născut primul copil, zici că ceva s-a schimbat. Nici nu apucă să scâncească și în picioare ca la armată. Cine învață o femeie asta? Nașterea unui copil. Există prin noi oameni mofturoși, obsedați de ordine, nu pot tolera niciun hârtiuță. Când se nasc copii, tolerează și hârtiuțe și măzgăleli. Asta schimbă un copil. Sunt oameni care n-au dichisiți, parfumați, nu suportă mirosul. E, când se naște un copil, schimbă și scutece și nu mor și nu se sufocă. lavă Domnului pentru copii. Sunt surori care cumpără agresiv, da? cumpărăcioase de asta, cum se spune pe în limba modernă, care cumpără, cumpără, nu se pot abține. Când se naște un copil, să vezi cum să abțin. Nu aveți că nu mai cumpără atâta și cumpără pentru bebe și totul pentru copii și învață și jertfă și sacrificiu. Zic, slavă lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Vorbeam despre surori, dar și frații. Am văzut că frații se schimbă în mai multe feluri. Bărbații sunt schimbați, zic eu, în trei feluri. Pe unii îi schimbă Dumnezeu în singurătate. Pe mine așa m-a schimbat Dumnezeu. Cât am fost fecior, o feciorie mai lungă, o școală a lui Dumnezeu, zdrobirea. Pe unii schimbă Dumnezeu în singurătate. Singurătate are, dacă vreți, școala ei. Și te învață Dumnezeu multe în singurătate. Eu, cum am căsătorit, am fost deja matur, mă transformase Dumnezeu. Însă am văzut și unii care se căsătoresc foarte repede, imaturi. Pe ăștia îi schimbă căsătoria. Am văzut și astfel de oameni. Schimbați de căsătorie. Până când s-au căsătorit, era terchea ter Nu venea pe la biserică. Când venea, venea ciufulit. Parcă iau hainele ca păgar și fonat. Neserios, nu se implică. Nu se pot trezi dimineața. Cunosc feciori de bătrâni, vin acasă la lucru să joacă pe televizor. Dom'le, nu fac două parale. O umbla prin Spania, o umbla prin Anglia, nu strâns 2 euro. Nimic, domne, zero. Dom'le, când sunt surat, parcă e om. Parcă și hainele stau altfel. Nu mă auzi că-și toarnă fundație, nu mă auzi că o strâns un bănuț, nu mă vezi că e punctual, l au pus nevasta la punct, slavă Domnului pentru astfel de neveste. Că unii bărbați se schimbă numai prin căsătorie și așa îi pune la punct soția cum nu îi pune la punct nici păstorul. Și l vezi la biserică, și îl vezi implicat, și îl vezi îmbrăcat, și îl vezi punctual, și poți să-l pui la îndemn, după căsătorie parcă e alt om. Să mulțumim Domnului pentru nevestele astea. Și mai există o categorie, ca și Enoch. Oameni care se schimbă atunci când li se naște un copil. Și cu adevărat se pune o întrebare, dragi părinți: ce moștenire lăsăm copilului? În Enoch s-a trezit o responsabilitate. S-au trezit întrebări. Dacă până la 65 de ani am fost cum am fost, de astăzi nu mai pot. Mă vede copilul ăsta că țip la nevastă. Mă va vedea copilul acesta că dorm în fața televizorului. Nu o să pot să-i spun să meargă la adunare la ora 9 sau la cât începe, când eu însumi nu mă trezesc să merg la adunare. Când se naște un copil, ne gândim, Doamne, N-ar trebui oare să fim mai serioși cu pocăința? Pentru că acești copii ne văd, copiii noștri sunt niște copii. Ei vor vedea totul la noi și vor copia de la noi. Și da, nașterea unui copil trebuie să ne responsabilizeze. Domnul să binecuvinteze părinții. Din păcate nu toți părinții se schimbă în bine. Am văzut părinți care atunci când se naște un copil devin mai stresați, îngrijorați, strâng mai mult, aleargă mai mult, doresc mai mult, vor să facă ceva ca la ziua anunții să lase o vere impresionantă copilului lor. Zic, ce copii săraci! Copilul tău, drag părinte, are nevoie de timpul tău, copilul tău are nevoie de tine, copilul tău are nevoie de dragoste și nu de banii tăi. Ocupă-te de el și lasă-i o moștenire care nu se veștejește, umblarea cu Dumnezeu. Mai am o întrebare în această seară, nu vreau să vorbesc foarte lung, este un eveniment, e familie, nu este o predică de evangelizare, nu vă așteptați să fac o chemare la urmă, să vreau să am un cuvânt de învățătură și vreau să mai pun o întrebare. Am pus o întrebare, cea din tâi, ce știm despre Enoch? Am pus o întrebare, când a început să umble Enoch cu Dumnezeu? Și mai pun o întrebare, care sunt consecințele umblării cu Dumnezeu? în familie. Care sunt roadele? Mă uit în Sfânta Scriptură și vreau să observ că după Enoch se nasc încă trei generații, în total patru, despre care Biblia vorbește și chiar cinci. Biblia vorbește și despre a cincea în Sfânta Scriptură. Vorbesc despre primele patru în această seară. Spune cuvântul așa. La vârsta de 180 de ani, Metusala a născut pe mech. După nașterea lui Lameh, Metusala a trăit 782 de ani și a născut fi și fiice și ăsta. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani. Apoi a murit. A doua generație, Metusala. Ce este special la viața lui Metusala? A trăit cea mai lungă viață de pe pământ. Dacă noi am crede Biblia cu adevărat, ar trebui să-l punem în cartea recordurilor. Omul care a trăit cea mai lungă viață pe pământ, cred că longevitatea după scripturi este binecuvântarea lui Dumnezeu. Toată scriptura mărturisește că nu există binecuvântare pământească mai mare decât să trăiești multe zile pe pământ, să fii fericit și să vezi pe copiii copiilor tăi până la adânci bătrânețe. Ei bine, Metusala și viața lui lungă sunt o încuvințare că Dumnezeu a binecuvântat pe copilul celui care a umblat cu Dumnezeu. Mă gândeam la Metusala, a fost cu tatălui 300 de ani, acum copiii noștri s-au retras de la școală și sunt acasă, acum toți fac ce spunem noi homeschool, da? școală de acasă. Imaginați-vă că Metusala a trăit 300 de ani, în compania unui sfânt care a umblat cu Dumnezeu în familie. Nu mă mir că viața lui a fost o viață binecuvântată pentru că a cunoscut pe Dumnezeu în familia lui. A treia generație spune cuvântul așa în continuare, la vârsta de 182 de ani, la Meha a născut un fiu. El a pus numele Noezi, când acesta ne va mângâia pentru o și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Deci, pe Lameh știm doar atât. Că la nașterea primului fecior a zis ceva. Și acest ceva era ceea ce la acea oră era cuvântul lui Dumnezeu. Atunci nu exista scriptură scrisă. Nu exista Vechiul Testament, nu exista Noul Testament. Atunci oamenii aveau o scriptură orală. Transmiteau din gură în gură ce a zis Dumnezeu strămoșului Adam. Și vedem aici la Lameh. În cel mai important moment al vieții, când îi se naște primul fecior, găsim că rostește un cuvânt zis de Dumnezeu în grădina Edenului. Înțeleg că în centru vieții lui Lameh a fost cuvântul lui Dumnezeu. Un alt semn de binecuvântare în familia acestui sfânt, a treia generație, a patra. După nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 595 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Meh au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Afet. Iată care sunt urmașii lui Noe. Geneza 6 cu 9. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Și acum auziți ce spune Scriptura. Noie umbla cu Dumnezeu. Unde am mai întâlnit expresia asta? Nu vi se pare că ceva sună cunoscut? Expresia aceasta am găsit-o la străbunicu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și după aproape un mileniu, strănepotul umbla cu Dumnezeu. Patru generații, o mie de ani de istorie, și în casa acestui sfânt încă se umbla cu Dumnezeu. Fraților, zic din toată inima, merită să umblăm. Cu Dumnezeu în familiile noastre. Efectul cel mai frumos al umblării noastre cu Dumnezeu este tocmai acesta. Peste ani și ani, copiii, nepoții, strănepoții vor umbla cu Dumnezeu pentru că l-au văzut în familie. Am o emoție când predic despre noi. Știți de ce? pentru că și eu, ca și noi, sunt a patra generație de credincioși. Sunt privilegiat să spun că în familia mea străbunica a fost proroc. Îmi amintesc de ea o femeie bătrână, mică, gârbovă. O vizitam în Cracalia, în domeniul de astăzi și proroceam versuri. Nu știu cum că n-avea carte, dar prorocea în versuri și cânta și se bucura și am văzut în ea viața lui Dumnezeu. Au fost prima generație de pocăiți în satul acela. Bunicii mei au fost amândoi slujitori ai lui Dumnezeu. Unul a fost păstor și-l admir pentru integritatea lui în timpul comunismului. Un om direct, un om care predica cu autoritate, un om aspru un om de care ne-a fost teamă, datorită lui am fost mai atenți cu pocăința, pentru că știam că e un om serios. Am văzut umblarea cu Dumnezeu. Știam că seara deschide Sfânta Scriptură. Frații mei, am auzit multe predici pe internet, am auzit de Billy Graham, am auzit de mari oratorii ai României. Nu știu ce a predicat aceea, nu știu, dar am văzut pe Dumnezeu în casa mea. Am văzut umblarea bunicului meu cu Dumnezeu. Nu s-a compromis cu nimic. Mergea pe jos la cina Domnului, mergea cu bicicleta și când vreau frații măcar ceva de drum, avea o, 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 seriozitate, mă, nici bani de drum nu-mi trebuie. Vreau să fiu un slujitor credincios lui Dumnezeu. Avea el un fix. Am văzut cum se purta cu noi. Am văzut cum se ruga. Nu știu cum s-au rugat mari oameni, că aud prin cărți de brainyard, de mari oameni ai rugăciunii, de mari mijlocitori, dar știu cum se ruga mama. Dar știu cum se ruga tata, știu cum se rugau bunicii, pentru că l-am văzut pe Dumnezeu în casa la mine. Și dacă astăzi predic aici, este pentru că înaintea mea au trăit niște sfinți, pucăința înaintea ochilor mei. În casa la noi nu au fost băuturi alcoolice, în casa la noi nu au fost minciună, în casa la noi nu au fost televizor, în casa la noi nu au fost lucruri lumești, în casa la noi a fost Dumnezeu. Și când îl vezi pe Dumnezeu în familie, pleci în viață cu o șansă în plus. M-au dus la școala dominicală, m-au învățat Biblia. Când eram copil, nu aveam... Cum au copii astăzi de sene? Am crescut cu Sfânta Scriptură. Seara tata îmi povestea din Biblie și ne aduna pe toți, și ne spunea de Moise și de Avram. Și pentru că am crescut cu asta, după 40 de ani încă iubesc Biblia aceasta, pentru că în copilăria mea, împreună cu laptele mamei, l-am primit pe Dumnezeu. Nu mai spun de părinți. Amintirile mele frumoase cu ei, am plecat în America în urmă cu câțiva ani. Am trecut oceanul cu câteva bagaje în mână. Copil sărac, fără avere. Dar tata mi-a cumpărat o Biblie. Atât am putut să iau cu mine dincolo de ocean. Am început viața de la zero. Dar știam de cuvintele părinților mei, Emi, slujește-L pe Dumnezeu. Citește cartea asta. Oriunde vei ajunge în lume să nu-l părăsești pe Dumnezeu și biserica. Moștenirea aceasta a rămas cu bine. Cred, frații mei, că sunt un om foarte bogat. Nu am nici astăzi averi, mă trudesc ca la 40 de ani să-mi fac și o prima casă, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt un om bogat. Am crescut într-o familie în care l-am văzut pe Dumnezeu. Am văzut minunile lui Dumnezeu. Am văzut vindecarea lui Dumnezeu. Am văzut cum Dumnezeu înmulțește pâinile. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat, deși eram 13 copii. Am povestit și cu alte ocazii, mi-am cu drag această amintire frumoasă, l-am văzut pe Dumnezeu în casa la noi. Vreau să repet întâmplarea aceasta, când eram săraci și nu puteam construi casa ca am spus la Deci, duminica trecută, lucrul acesta. Cum să nu cred în Dumnezeu? Frate, fraților, n-am nicio îndoială că Dumnezeu îmi va purta de grijă. Nu am nicio îngrijorare că nu pot să-mi în casa. Nu știu, mă îndoiesc de multe, dar când e vorba de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, am o credință mare, pentru că am văzut pe Dumnezeu cum ne-a purtat de grijă. Se terminase cimentul la noi la casă. Oameni săraci, în timpul ce de unde ciment? Că nu puteai cumpăra casa la Dedeman cât vrei. Tot cu pile, cu șuste, cu relații, nu se găsea. Și într-o zi mi s-a terminat ciment. Ce facem? Nu mai avem ciment. Mama, tata s-au rugat. Noi ne-am rugat. Măi, hai să ne rugăm Domnului, că Dumnezeu poate să ne dea ciment. Nu știam de unde. A doua zi o făcut Dumnezeu ca să treacă prin fața casei o mașină mare de câteva tone plină cu ciment, o basculantă. Și -o nu știu cum s-a stricat sistemul de basculare în mers în fața casei la noi. S-a răsturnat toată basculanta aia câteva tone de ciment la noi în fața casei. Când am ieșit, unde vine să credem? Parcă era mană din cercă să înălța așa cimentul în aer, cum treceau mașinile, ți se părea că o plouat cu ciment, că e din cer Șoferul pocăit. O dat telefon la primărie, la comunism. Bă, ce facem? Uite, s-a defectat, domne. n-am apăsat niciun buton. Pur și simplu s-a defectat sistemul și s-a basculat. Și cineva de la dincolo, de la capătul celălalt al filozofiei, domne, ce vrei să venim noi de la primărie cu lopata? Lasă, domne, oamenii să strângă. Mă amintesc cu drag în ziua aceea, căutam găleți și prin grădină. Găleți, oale, în cala de baie, au fost plini de ciment. Toată casa s-a umplut de ciment. Și în găleți, și în troaca de la porci. Am umplut peste tot zeci de kilograme de ciment și am terminat casa, mărit să fie domnul. Frații mei, l-am văzut pe Dumnezeu. Dacă predic astăzi în fața dumneavoastră, dacă sunt un slujitor este pentru că Dumnezeu a fost în casă la noi. Trăiți cu Dumnezeu în familiile voastre. Și da, merită, veți vedea consecințe binecuvântate. Veți vedea lucrarea lui Dumnezeu. Nu este un lucru mai frumos și mai onorabil decât să trăim cu Dumnezeu în familiile noastre. Acolo este examenul, acolo le arătăm cine suntem. Nimeni nu știe cât e pocăit e fratele pe decât Dumnezeu și scumpa lui soție. Și să știți că nu sunt chiar așa de pocăit cum par la amvon Acolo în familie se vede cât suntem și cine suntem. Haideți să trăim cu Dumnezeu în familiile noastre. Chiar mă întreb sincer, gândindu-mă la dumneavoastră, dragi tineri, sunteți aici poate și a cincea generație de Pentecostal, poate și a șasea, nu știu. Oare cum îl vom da pe Dumnezeu generației care vine? Ce moștenire vom lăsa, dragi tineri? Ce văd copiii noștri la noi? Noi l-am văzut pe Domnul la părinții noștri. Oare vor vedea copiii noștri pe Dumnezeu în noi? Ne modernizăm am dat de bine, sau au îmburghezit pocăiții. Avem averi. Oare ce vom da copiilor noștri? Dacă nu îl vom da pe Dumnezeu, vor fi copii săraci. Vor fi copii necășiți Dar dacă îl vom da pe Dumnezeu, vor fi copii bogați. Glorie lui Dumnezeu! Umblați cu Dumnezeu! în familiile voastre. Este un har să poți să umbli cu Dumnezeu în familie. O altă consecință, uitam la această familie care a salvat lumea. Prin familia asta Dumnezeu a salvat lumea întreagă. Pentru că străbunicul a umblat cu Dumnezeu. Spune Scriptura încă o consecință a umblării cu Dumnezeu. Apoi, L-a luat Dumnezeu. Atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Enoch, încât l-a luat la el. Dumnezeu, dacă vreți, n-a mai rezistat să vadă această relație de la distanță. Așa de îndrăgostit a fost Dumnezeu de Enoch, că într-o zi zis, îl iau la mine în cer de viu. Zic din nou, merită să umblăm cu Dumnezeu pe cei care umblă cu Dumnezeu în familiile lor. Într-o zi, Dumnezeu îi ia la el. Și zice cuvântul aici, apoi nu s-a mai văzut. Vine vremea când vom pleca din lumea aceasta? Vine vremea când familia se destramă? Ni s-a dat harul să trăim pentru o vreme în familie. Știți că familia nu este o instituție veșnică? După Biblie, familia nu este o instituție veșnică. Ne este dat harul să trăim lângă niște soți sau soții scumpe. O vreme. Apoi plecăm noi sau pleacă ei. Haideți să profităm de timpul acesta să ne iubim soții și soțiile pentru că îi avem pentru o vreme. Să ne iubim copiii pentru că sunt dați pentru 20 de ani. Nu sunt ai noștri, sunt cadoul lui Dumnezeu. Și după 20 de ani, pleacă. Taie din timpul de lucru. Mai lasă știrile, mai lasă ce te preocupă în grădină și stai acolo cu fica ta și cu fiul tău, că vine vremea când vei spune și tu apoi nu s-a mai văzut. O ia unul și o duce în America și o vezi odată la 10 ani. Este o vreme în care ne este dat să stăm lângă cei dragi. Familia este pentru o vreme și apoi pleacă copiii, apoi pleacă soțul, pleacă soția și rămânem singuri și triști să umblăm cu Dumnezeu în familiile noastre. Pentru o vreme. Mi-am cu drag că, cu ceva timp în urmă, cu ani în urmă, soția mea m-a întrebat, este aici cu mine, Emi, de ce nu o să fim căsătoriți în Rai? Să vă spun sincer, slujitor, nu m-am așteptat să mă întrebe asta. Zice, mi se pare nedrept că Dumnezeu în Rai ne desparte. Eu vreau să fiu soția ta în Rai. Vă spun și eu că -am îlpin, ce, că m-am împâinat, nu știu ce să-i spun. E zic, oh, drag, așa spune în Biblie. Mă gândeam eu, dar ce vrei, să fi pe capul meu și acolo? Știi, așa, eu am pe moment, o glumă. Eu zic, na, așa întrebare pentru un slujitor, n-am mai întâlnit. Tot după aia m-am gândit eu, mă, nu-i rău. Dacă vrea să fie măritată cu mine și rai, e bun. Înseamnă că nu sunt cel mai rău bărbat din lumea asta. Mă gândeam eu, în timp ce alte surori zic, vină Doamne Iisuse, a mea vrea să vină cu mine și în rai măritată. Bun, slavă Domnului! O, oh, câte surori zic maranată! Și suspină și greu. Ați mi eu cred că se poate trăi pocăința și un soț rău. Nu sunt de acord că mântuirea depinde de familie. Găsim în Biblie un om care a avut o soție rea și a fost cel mai mare sfânt. Iov. Toate încercările au fost grea, dar asta a fost cea mai grea. Eu cred că acolo în cartea Iov totul este secvențial. Întâi dispare averea, suferim Dai avere. Bine că au copiii. Apoi au plecat copiii. Suferință mare. Și în cele din urmă, picătura care a umplut paharul nevasta. Nevasta care trebuia să fie un ajutor potrivit. O să ți blastă-mă pe Dumnezeu, ce mă iov, te ții tu tare pocăit, tu te ții tare neprihănit, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Cred că a fost cea mai grea încercare dintre toate să te părăsească partenerul și în loc să te tragă către Dumnezeu, să te împingă către moarte. Și totuși iov, cu o nevastă, așa cum ați auzit. A rămas tare în neprihănirea lui și n-a păcătuit cu nimic, zice Biblia. Nu cred că mântuirea este legată de familie. Putem să fim în familie nefericiți și ajungem mântuiți, dar nu cred că asta e voia lui Dumnezeu. Chiar cred din toată inima, frașă să din numărăveni că voia Domnului îi să fim fericiți pe pământ în familiile noastre și în final să moștenim raiul. Amin? Asta vrea Dumnezeu. Nu vreau să cred că Dumnezeu intenționează, că e voia lui ca unii să fie nefericiți în casele lor. Dumnezeu a creat paradisul, Dumnezeu a creat familia în paradis și voia lui e să fim fericiți și să umblăm cu Dumnezeu în familiile noastre și în final să moștenim cerul împreună cu Dumnezeu. Închei mesajul meu din această zi zicând din nou: merită. Haideți să umblăm cu Dumnezeu. Dar nu uitați, întâi și întâi, în familiile noastre. Apoi vom pleca din lumea aceasta, vom fi în prezența lui Dumnezeu. Dar până atunci, până la mântuirea de oști, până la ziua răscumpărării, să ne silim din toată inima, să trăim frumos, să fim un exemplu pentru copiii noștri, să trăim așa cum vrea Domnul. Și în final toți, mici și mari, copii, nepoți, soți, soții, bunici și bunici, să fim în prezența Lui Dumnezeu în veșnicie, pentru totdeauna. Amin.